În decursul timpului ne-am tot jucat pe diferite monitoare, banane decât atât, am făcut și câteva clipuri în care explicam ce înseamnă panelul VA, ce înseamnă IPS, ce înseamnă rata de refresh, etc. Monitorul din spatele meu a fost unul pe care foarte mulți jucători de Counter-Strike Global Offensive l-au adorat, la propriu. De ce? Pentru că prin intermediul unui cablu DVI puteai avea parte de o rată de refresh de 144 de Hz, iar jucătorii profesioniști de CSGO caută astfel de monitoare. A trecut ceva timp și subsemnatul a făcut pasul la 4K at 60 de Hz. Nu de altceva, dar simțeam nevoia de mai mult spațiu de lucru, iar trecerea pe o rezoluție mai mare te poate ajuta din acest punct de vedere. Bine, asta și dacă setezi scale din Windows la 100%. Dar atunci iconițele tare vor fi ca niște chichinețe mici și este foarte posibil să strici ochii decât să te bucuri de spațiul imens de lucru. Pe de altă parte, în cazul în care vrei să te joci pe o astfel de rezoluție și un astfel de refresh, atunci ai nevoie de o configurație destul de puternică. Chiar și așa, într-o discuție pe care am avut-o cu al meu drag coleg Răzvan, el îmi spunea că este mai mult decât mulțumit cu monitorul din dotare, o diagonală de 32 de inci, curbat, rezoluție 2K și o rată de refresh de 144 de Hz. Bine, el nu-și mai petrece din când în când după program o oră, două prin jocuri. Pur și simplu lui trebuie o astfel de rezoluție și un astfel de monitor pentru un spațiu cât mai mare de lucru în Adobe After Effects sau Adobe Premiere Pro, cele două softuri pe care le folosește zilnic. Dar ce s-a întâmplat când într-o bună dimineață i-am schimbat monitorul de pe birou cu Lenovo Legion Y44W10, curbat, 43.4 inci, 6 milisecunde gray to gray cu posibilitate de a reduce acest timp de răspuns la 4 milisecunde gray to gray și o rată de refresh de 144 de Hz. După ce a deschis Adobe Premiere Pro și a văzut cum timeline-ul se întinde pe toată suprafața monitorului, replica sa a fost: ăsta rămâne la noi, nu? Evident că tristețea s-a putut vedea pe fața sa în momentul în care răspunsul a fost: nu, fratelo, ne-a fost trimis pentru a îl prezenta comunității noastre de pe YouTube. Damn, too bad, so sad, asta e. Deci, ce avem în față? Pentru ca monitoare ultra, mega, extra, super, wide, am tot văzut pe aici, pe acolo. Mai concret spus, pe la IFA Berlin acum 2 ani și la Gamescom anul trecut. Ei bine, Lenovo Legion are o diagonală de 43.4 inch, ceea ce se traduce prin două monitoare de 24 inch într-o singură carcasă. Dar, atenție, două monitoare cu o rezoluție tip Full HD, adică 1920 ori 1200 pixel, pentru că da, rezoluția totală a monitorului Lenovo Legion Y44W10 este de 3840 ori 1200 pixel, un pic mai neobișnuită. Dar ce este și mai neobișnuit este aspect ratio. Ce diferă de celelalte monitoare tip ultra, mega, super, wide? Acesta este 32:10. Dar de ce nu 32:9? O să întrebe foarte multă lume, pentru că 1200 de pixeli în loc de 1080. Această diferență, 32:10 versus 32:9, îi oferă utilizatorului o arie de vizualizare mai mare, cu aproximativ 11%. Lucru bun, indiferent că vorbim de gaming sau productivitate. Bine, acestea sunt doar mici detalii atunci când vorbim de monstrul acesta. Ideea este că te copleșește chiar din momentul în care l-ai scos din cutie, iar aici mă refer, sau mai bine zis, nu mă refer la faptul că este destul de greu și infinit de lung. Poți să-l ridici și singurel, asta dacă ai ceva mușchi pe tine, dar cel mai indicat ar fi să apelezi la o a doua persoană. Asamblarea este una cât se poate de simplă, nefiind nevoie să îmbini foarte multe elemente. Ce trebuie să ai grijă însă, înainte de a fixa talpa standului, este să montezi boxa existentă în pachet. Da, este vorba despre o boxă de 5W ce dispune de Bluetooth și branduită Harman Kardon. Sunetul este unul de-a dreptul bestial, chiar și atunci când acesta este setat undeva la 20-30% din Windows. Eu cred că e suficient, adică chiar cred că e suficient. Bun, l-am montat, l-am fixat și am început să-l inspectez pe toate părțile și pe la toate colțurile. Se vede fără niciun fel de discuție că este vorba de un produs premium, produs marca Lenovo, ce are destinație finală pe lângă productivitate și gamingul. De asta Legion, dar nu neapărat.
Adică, pe bune, se vede de la o poștă că nu este un monitor sobru, un monitor pe care ai putea să-l vezi prin multinaționale, mai știu eu, alte nebuni de genul ăsta, companii mari. Fantele din talpa standului, forma elementelor ce te ajută să ridici, să cobori sau să înclini monitorul, până și modelul în care este confecționat spatele, țipă, zbiară, urlă, sunt pentru gamerul din tine. Ok. Poate am exagerat un pic cu ultima parte, dar asta este strict părerea mea din punct de vedere al designului. Un design ce mie personal îmi place extrem, extrem de mult. La fel cum îmi plac și ramele subțiri pe care le-am putut observa în momentul în care am apăsat butonul Power. Din punct de vedere al panoului și al specificațiilor lui Lenovo Legion Y44W10, acesta folosește un panel de tip VA, cu un timp de răspuns nativ de 6 milisecunde, dar ce poate fi redus până la 4 milisecunde prin intermediul funcției disponibile în meniul monitorului. O rată de refresh de 144 Hz, ce poate fi obținută, bineînțeles, atunci când PC-ul este conectat prin intermediul DisplayPort, un dot pitch de numai 0,274 mm, informație pe care nu am mai văzut-o de foarte, foarte mult timp, sau a fost dată uitării, mai bine zis, de mulți producători. Și nu în ultimul rând, o luminozitate de 380 de candle pe metru pătrat. Pe lângă toate acestea, este compatibil AMD FreeSync 2 și certificat HDR 400. Luminozitatea este mai mult decât ok, iar culorile sunt de-a dreptul superbe, orice titlu ai încerca, orice gen ai juca pe Y44W10 de la Lenovo. Am încercat CSGO, Warframe, Overwatch, noul Wolfenstein Youngblood, dar mie personal mi se pare că genul pentru care acest monitor a fost conceput este cel racing. Sincer, îți dă impresia că te afli într-un cockpit sau în ultimul răcnet de Lamborghini. Dar totuși, nu îți poți lua un monitor din ăsta numai de dragul de a te juca titluri cu mașinuțe. Trebuie să te joci și altceva, trebuie să faci și altceva. Și pe lângă toate acestea, Y44W10 de la Lenovo dispune de funcții precum picture-in-picture și picture-by-picture, acest lucru datorându-se conecticii destul de stufoase. Două HDMI, un DisplayPort, 4 USB 3.0 și 2 USB Type-C, practic adăugând o a doua sursă de conținut video, consolă, laptop, telefon, poți obține aceste două feature-uri. Însă, picture by picture nu prea-i văd rostul datorită modului stupid în care se întinde a doua fereastră. Mai pe rămânește spus, orice ai face, orice setare ai încerca, imaginea din imagine, era să mă bâlbui, dar mi-a ieșit totuși, are aceeași ratio, 32.10, ceea ce te zăpăcește un pic. Iar dacă încerci o rezoluție de tip Full HD sau Full HD Plus pe acel picture in picture, rația se va păstra, dar imaginea va fi încadrată de două bări negre. Nu e bine. Picture by picture, în schimb, poate fi folosită cu succes de către cei care fac streaming. Practic, într-o parte ai titlul pe care îl joci, iar în partea cealaltă vezi ce se întâmplă în chat cu live-ul tău, etc. Sursa poate fi un PC cu o configurație așa și așa, un laptop nu foarte performant sau orice alt device ce îți permite vizualizare, ce îți va permite vizualizarea în timp real. Extra util și eu personal aș prefera mai mult această variantă ultra-wide decât două monitoare unite pe un suport sau cine știe, chiar trei. Mă rog, este preferință personală. Știu că toată lumea o să zică stai că ai spus 4 USB-uri, dar noi am văzut decât două, vorbești prostii or what? Nu! Iar ăsta este, adică nu vorbesc prostii, iar ăsta este un alt aspect care mi-a plăcut, ingeniozitatea. Sincer, ador lucrurile astea, indiferent că vorbim de monitor. Ați văzut un buton albastru? Aici așa, e un buton albastru. Ok, așadar și prin urmare, după ce l-ai apăsat, bang! Două porturi USB plus porturi pentru căști. Și am uitat un lucru, aș zice eu, destul de important. Și asta pentru că mă gândesc la cabluri înghesuială alea pe birou. Toate cele patru porturi USB au și funcție de charging.
asta poate fi activată sau dezactivată din meniul monitorului, din OCD-ul monitorului. Meniu destul de complicat la prima vedere, dar destul de intuitiv, după ce te-ai prins pe ce butoane apeși. Profiluri de utilizare în funcție de genul preferat. Low Blue Light și alte funcții disponibile pe multe monitoare de pe piață se pot regăsi și pe modelul Y44W10 de la Lenovo. Nu pe modelul, în meniul modelului. Am greșit din nou, îmi fac mea culpa. Asta e. Gata. Nu mai am de zis nimic decât atât. La sfârșitul zilei, după ce atât eu și cât Răzvan ne-am tot jucat pe el, bine, Răzvan prin Adobe Premiere și Adobe After Effects, iar eu titlurile pe care le-am menționat mai devreme, am vrut să tragem o linie și să zicem așa, concluzii pe care să le împărțim cu voi. Acestea fiind legate mai degrabă de este ultra, mega, super, extra, ultra wide opțiune în ceea ce privește achiziția, adică ți-ai lua un monitor de genul ăsta, e bine în cazul în care folosești așa cum l-am folosit noi, combinația gaming, productivitate, atunci raportul calitate pixel eurocent leuron este cât se poate de corect. În schimb, nu îl recomand pentru console, indiferent că vorbim de Xbox, PlayStation sau Nintendo Switch. Acelea vor rula rezoluția lor nativă și rația lor nativă. Mai pe românește spus, imaginea din joc va fi încadrată pe lateral de câte o bară neagră sau bandă neagră. Dacă ești gamer și vrei să îl iei numai pentru această opțiune, gândește-te bine înainte. Genul racing este genial pentru acest monitor, indiferent că vorbim de Project Cars, Forza sau chiar Euro Truck Simulator. Genul first person shooter este ok și îți poate crea un oarecare avantaj. Dar trebuie să știi că sunt multe titluri în care imaginea generată pe margini va fi un pic lipsită de detalii sau pe românește nu o să fie așa de sharp cum este în centru. Nu este vina monitorului, ci pur și simplu jocul nu a fost dezvoltat sau gândit de producător să ruleze pe un astfel de ratio. Jocuri de tip MMORPG și ele sunt mai mult decât ok să fie rulate pe un astfel de monitor. Singurele unde nu prea le văd rostul, adică plătești prea mult pentru a avea o arie de pământ un pic mai mare și un pic mai mult avantaj, ar fi genul MOBA. Dar din nou este o părere personală. Ne-am dorit să vă arătăm avantajele și dezavantajele unui monitor extra mega ultra super wide și mă bucur enorm de mult că am avut ocazia să o facem prin intermediul lui Lenovo Legion Y44W10 pe această cale, mulțumindu-le celor de la Lenovo România pentru suportul acordat. Gata, atât a fost. Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut, mă rog, în fine. Iar dacă sunteți aici în trecere pe minunatul nostru canal pe Pisicaraș TV și vă place conținutul pe care vi-l oferim, îl oferim comunității noastre de pe Pisicaraș TV și voi, cei în trecere, nu sunteți abonați, apăsați butonul acela pe care scrie subscribe sau abonează-te, nu? Parcă așa scrie. Ah, și nu uitați de clopoțel. El vă notifică de fiecare dată pe mail când postăm un episod nou sau când intrăm în live, pentru că da, facem și de-astea. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!